Școlile profesionale vor reveni în învățământul românesc, sau cel puțin așa se vorbește la nivelul Ministerului Educației și Cercetării. Unul dintre motive ar fi și acela că în momentul de față pe piața muncii se simte un deficit major de personal calificat în anumite meserii. Învățământul profesional, așa cum îl știa toată lumea până la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000, a dispărut din sistemul educațional românesc. S-a încercat o revenire la această formă de învățământ prin anul 2003 cu școlile de arte și meserii, însă fără prea mare succes. Acum se vorbește iar despre reintroducerea acestui tip de învățământ. Noi pornim de la afirmația pe care doamna Oana Vada, secretară de stat în Ministerul Educației, a făcut o declarație la Alba Iulia pe tema învățământului profesional. Normal că s-a adus în discuție anul 2012, pentru că în timpul anului școlar nu mai se pot face modificări majore. Deci acum anul școlar pe care l-am început va merge în forma în care există. Normal că o asemenea declarație generează reacții la nivelul unei societăți, pentru că vrem, nu vrem, sunt foarte mulți oameni legați de școală sau interesați de școală și toți cei care sunt interesați sau implicați în viața școlii într-o formă sau alta, toți încep să reflecteze. Unul dintre motivele pentru care se dorește reintroducerea acestei forme de învățământ este și dispariția de pe piața muncii a meseriașilor, a muncitorilor bine calificați în diverse domenii. Deja pe piața muncii se sesizează un deficit de forță de muncă calificată și înalt calificată. Această forță de muncă calificată și înalt calificată nu poate veni decât dinspre o școală foarte bine făcută, unde se îmbină într-o formă echilibrată partea de teorie de cultură generală cu partea aplicativă pe care o presupune o meserie. Sunt foarte mulți elevi cu capacități și cu manualitate foarte bună pe partea tehnică, numai că aceste capacități trebuie descoperite și valorificate pentru un cadru de școlarizare adecvat. Dar până la apariția acestei forme de învățământ mai este drum lung. Astfel, dacă se va dori reintroducerea învățământului profesional, atunci ar trebui rezolvată baza practică din unitățile școlare de profil. Aceasta, deși există, este învechită. Mai trebuie rezolvată și problema cadrului legislativ. Abia apoi vom putea vorbi despre un învățământ profesional de bună calitate, cum se făcea altădată.